Yo, dacă nu am mai vorbit de o perioadă destul de lungă de YNW Melly, se pare că a venit momentul. Din nefericire pentru el, acesta a fost testat pozitiv cu COVID-19 în pușcărie. Stai, ce? Salutare lume și bine v-am găsit nou pe acest canal. Na, dacă încă nu sunteți abonați, nu ezitați să o faceți chiar acum, pentru că știți, ne îndreptăm spre 200.000 de abonați. Și yep, astăzi vorbim despre Melly, rapper suspectat că și-ar fi omorât doi prieteni împușcându-i. Știm că autoritățile încă nu au nicio dovadă concretă pentru a demonstra că rapperul este vinovat de moartea celor doi și mai știm că dacă acesta va fi găsit vinovat, riscă pușcărie pe viață. Spre surprinderea tuturor, presa a anunțat ieri că Melly a fost testat pozitiv cu noul coronavirus acolo în pușcărie și că rapperul dorește să fie eliberat, probabil la fel ca 6ix9ine, pentru a-și continua încarcerarea la domiciliu. Avocații lui Melly le-au cerut procurorilor să îl elibereze deoarece în pușcărie nu sunt pregătiți să trateze pacienții de coronavirus. Managerul lui Melly a postat și pe social media câteva postări despre toată situația asta, declarând că Melly a fost testat astăzi pozitiv cu COVID-19, timp în care își așteaptă procesul în închisoarea din Broward. El va depune documentele necesare pentru eliberarea restricționată, în speranța unei îngrijiri mai bune, deoarece închisorile nu sunt pregătite pentru a trata pacienții de acest nou virus. El speră să fiți alături de el și să se recupereze cât mai curând posibil. Hashtag pray for Melly, trimiteți-i energii pozitive, vă rog. Acum, diferența între Melly și 6ix9ine este că 6ix9ine suferă de ast bronșii cu afecțiune pulmonară, iar Melly, din câte știu eu, nu suferă de nicio afecțiune. Nu știu cât de indulgenți vor fi procurorii în acest caz, dar totodată nu știu nici care sunt măsurile de siguranță și protecție aplicate în pușcării în cazul infectării cu noul virus. Dacă nu le eliberează, probabil o să-l mute singur într-o celulă, o să-l țină acolo în carantină sau, nu știu, probabil o să-l trimită în spitalul penitenciarului. Sincer să fiu, chiar nu am idee cum funcționează tratarea oamenilor în pușcării, mai ales în situații de genul acesta. Știm bine că e foarte greu să tratăm oamenii de coronavirus în libertate, apă în pușcării. Nici nu vreau să mă gândesc prin ce trece Melly în acest moment. Totuși, rapperul speră că va fi eliberat la domiciliu pe tot parcursul acestei suspectări. Ar fi un bonus pentru el într-adevăr dacă ar ajunge acasă, dar deocamdată nu e nimic concret. Cred că în momentul de față cel mai important lucru pentru el este să scape de virus, să se însănătoșească, pentru că fără sănătate n-ai nimic. Totuși, în ciuda faptului că acesta este încă închis, rapperul continuă să scoată piese, chiar în urmă cu puțin timp a lansat un remix cu Juice WRLD, so yeah, se pare că încă mai are material amurat și pregătit de lansat. Nu știm ce se va întâmpla cu el, nu știm când va ieși, nu știm nici dacă va fi sau nu găsit vinovat. Deocamdată știm doar că din nefericire a fost testat pozitiv cu COVID-19. Sunt foarte curios ce părere aveți voi despre toată treaba asta, dacă credeți că va fi eliberat la domiciliu sau nu va fi eliberat. Lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii. Știu că acesta a fost un weekend scurt, am vrut doar să vă anunț că situația lui Melly nu este chiar atât de bună precum pare și până data viitoare nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram la Weekend Celebrity, pentru că acolo venim cu update-uri din lumea hip-hopului și nu numai. Acolo postăm tot felul de noutăți, tot felul de nebunii, așa că veniți și acolo cu un follow și, yep, aveți grijă de voi, subscribe la canal și vă pup la cake!